Guvernul a stabilit recent, printr-o ordonanță de urgență, o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă și gratuită în folosul cetățenilor și garantarea proprietății statului prin înregistrarea sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, prin înregistrarea sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, potrivit unui comunicat al executivului. Potrivit actului normativ, unitățile administrativ-teritoriale vor înscrie în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară imobilele din extra vilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acțiuni se vor finanța în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciare. În cazul unităților administrativ-teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru întabularea terenurilor agricole, unitățile administrativ-teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, pe bază de contract de finanțare anual, se arată în comunicat. Astfel, ANCPI va asigura finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3.180 unități administrativ teritoriale din România plus municipiul București prin utilizarea veniturilor proprii ale agenției. În bugetul alocat de guvern pentru realizarea acestui obiectiv este de 90,7 milioane euro. Mai mult, programul național de cadastru și carte funciare este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanțării politicii agricole comune și pentru a asigura o capacitate ridicată de absorpție a acestor fonduri.